Scandalul țevilor comune din blocurile făgărășene continuă. Pe de o parte, oamenii debranșați de la sistemul centralizat de încălzire nu mai vor să plătească consumul comun pentru că nu sunt contracte încheiate cu regia de termoficare. Iar de cealaltă parte, reprezentanții Ecoterm susțin că aceasta este doar un alt motiv invocat de făgărășeni pentru a nu plăti ceea ce li se furnizează. La începutul anilor 2000, mulți făgărășeni s-au debranșat de la sistemul centralizat de încălzire și și-au montat centrale termice. În acest fel s-au gândit că vor mai reduce din cheltuielile pe care le aveau de suportat la regia de termoficare din municipiu. Mai mult, aceștia și-au izolat țevile de căldură care le treceau prin apartamente, conform legislației care era pe atunci în vigoare. În această iarnă s-au trezit însă că trebuie să plătească 20 de lei pe lună pentru căldura din holul blocurilor, dar și căldura din țevile din apartamente. Aceștia acuză Ecotermul că nu există bază legală pentru aceste sume și că trebuie încheiate contracte între regie și locatari. De ce? De ce să plătească? Că și eu am fost legat de asta. Da? Cum o zis, că vecinul de lângă mine trebuie să mă încălzește cu peretele și să dau în fiecare lună câte 18 lei, știi? 18 lei. Dar cum? Dacă vecinul e plecat în străinătate 4-5 ani sau vine la 2-3 ani de zile, înseamnă că ăla mă încălzește pe mine dacă, chiar dacă are centrală. Centrala aia nu pornește când vrea ei. Și de ce să dăm noi niște bani așa aiurea? Nu sunt de acord cu treburile astea. Sunt niște bani furați. Adică îți bagă mâna în buzunar, vrei, nu vrei. Nu sunt de acord pentru că nu-mi convine să plătesc pentru ceilalți vecini din bloc. Ei nu-mi plătesc mie gazul, nu-mi plătesc utilități sau parte din utilități. Și în condițiile acestea nu-mi convine. Nu am țevi, sunt tăiate de la etajul 2. Și cu toate acestea plătiți? Da. Pe părți comune, țevile de sub bloc și v-am spus, între 30 și 50%, nu știu cât a stabilit Ecotermul, ce consumă ceilalți vecini care sunt încă la Ecoterm. Unii făgărășeni însă au scăpat de aceste probleme. Nu mai este pe scara pe care lucrez niciun fel de țeavă de la Ecoterm, nici în subteran. Nu mai plătesc, dar ne-am luptat foarte mult de am scos toate țevile. Deci am eliminat tot ce a fost. Dar cât plăteați pe lună? Păi, în jur de 200.000, 180, cam așa ceva, anul trecut. Și acum am scăpat de ei. Dar e bine că se organizează toată lumea să facă front comun, că de unul singur nu poți să răzbești cu ei. Au niște hotărâri. Am vrut să ajung în instanță cu ei, dar n-aveam niciun fel de... ca persoană singură. Reprezentanții Ecoterm însă susțin că acesta este doar un alt motiv pentru care făgărășenii nu vor să plătească ceea ce li se furnizează. Mai mult, acesta susține că în această perioadă se încheie cu asociațiile de proprietari convenții de facturare individuală. Legea spune că trebuie să avem contracte cu asociația. Cu locatarii am început acțiunile și suntem în derulare să încheiem convenții de facturare individuală, deci de a putea emite factură individuală. Ne blocăm în acțiunile astea pentru a încheia aceste convenții de facturare individuală. Trebuie să avem din partea locatarilor actul de proprietate al apartamentului, actul de identitate să vedem că el este proprietar și am început de fapt acțiunile, cred că avem undeva cam 30% din oraș. Reprezentanții regiei de termoficare susțin că au repartizat energia înregistrată de conturul de branșament, respectând prevederile legale. Și dacă se vor încheia convenții de facturare individuală, atunci aceste discuții se vor încheia. Legislația spune în felul următor, contractul se încheie la limita de delimitare a proprietății cu asociația de proprietari și atunci există să emite o factură pe asociație, dar pentru această factură să poate fi să nu mai emitem o factură pe asociație, să emitem factură individuală pe fiecare membru din asociație, trebuie încheiate o convenție de facturare individuală, adică o convenție între noi ca Ecoterm și fiecare proprietar din asociație, da, pentru toți, și pentru părțile comune, care energia care revine și lor, părților comune, deci pentru toți, cu toți proprietarii din condomeniu se face această factură așa. Motivul pentru care făgărășenii debranșați trebuie să plătească aceste sume în fiecare lună, chiar dacă nu beneficiază de agentul termic, ar putea fi unul simplu. Guvernanții au alocat anii trecuți sume uriașe pentru modernizarea regiilor de termoficare din mai multe orașe, printre care și Făgărașul, iar aceste plăți ar putea fi doar o altă modalitate pentru a convinge oamenii să se reîntoarcă la sistemul centralizat de încălzire.